Oana și Adrian Moraru sunt doi români care s-au mutat definitiv în America în urmă cu 7 ani. Sunt vloggeri, locuiesc în New York și spun că orașul s-a schimbat complet din cauza pandemiei. Aflăm mai multe amănunte chiar de la ei. Mergem acum la New York, New York-ul. Oana și Adrian, hi, hi. Salutare! Hi guys. Salutare, Cătălin, salutare la toată lumea! De șapte ani v-ați mutat la New York! Da, acum 7 ani am câștigat loteria vizelor și am venit la New York. Am ales New York-ul pentru că este un oraș vibrant și am zis că se potrivește pe... se va mula perfect pe personalitățile noastre. Suntem mai activi așa puțin. În perioada asta niciodată nu v-ați fi gândit că New York-ul poate să arate atât de pustiu? Nu. Nu, niciodată. New York-ul este un oraș viu care într-adevăr nu doarme niciodată, nici zi, nici noapte. Și am fost șocați să vedem că străzile sunt pustii, traficul este super... aproape inexistent. Da, și am fost șocați, nu ne așteptam niciodată la așa ceva. Partea cu traficul ne mulțumește, pentru că noi suntem șoferi și în fiecare zi ajunsesem în ultimul an să ne plângem de traficul care devine din ce în ce mai greu în New York. Și orașul devine și mai gălăgios dacă se poate așa ceva, însă de când cu COVID-19... mi se pare așa ceva ireal să ieșim pe străzi, să mergem și să vedem străzi care știam, Fifth Avenue sau alte străzi care știam cât erau de aglomerate în mod normal și vezi maxim 10 oameni pe stradă și vreo 2 sau 3 mașini. Pare da. Ceva așa de din filme, știi? Da, voi când ieșiți afară, tot așa semnați o declarație pe propria răspundere? Nu. Avem libertatea de a ieși din casă. Totul trebuie să fie, cum să spun eu, e lăsat la atitudinea noastră. Cum să ne comportăm, să păstrăm o distanță socială, se cere cel puțin 6 feet între persoane care nu sunt din aceeași familie. O mască a devenit obligatorie de acum 2 săptămâni în locurile unde nu se poate păstra distanța, cum ar fi magazine, farmacii și așa mai departe. Dar dacă ești pe stradă și nu mai este nimeni în jurul tău, este ok să nu porți mască. Da, extrem de interesant. Regulile sunt diferite de la țară la țară. Iar acum, practic, vedem imagini cu voi și din oraș, iar voi de 2 ani sunteți vloggeri. Da. Da, acum 2 ani de zile ne-am deschis canalul care se numește Român la New York și ne-am apucat de vloguit. Practic, facem videoclipuri cu viața noastră de familie aici în New York. Și o prezentăm așa cum este ea, mai reală. Dar acum 7 ani, când ați câștigat loteria vizelor, ce meserie ați avut? Ce job? În România noi am avut un business de arhivare de documente. Și când ați ajuns la New York prima dată, ce ați făcut? Eu m-am angajat caseriță la o bakerie, la o brutărie și Adrian s-a angajat la un băiat, un român, care avea un business de... îngrijire animale de companie, de la dog walking, pet sitting, grooming... tot ce ține de animale de companie, da. Adică și ce făceai? Plimbai pisica? Eu plimbam căței. Căței. Eu eram cu pisicile. Da, am avut grijă și de pisici, într-adevăr, în business-ul ăsta, dar nu ieșeam afară cu pisicile, doar mă duceam în casă la client, dădeam de mâncare, mă jucam puțin cu ele și asta era tot. Mai stăteai și de vorbă cu ele? Da. Le mai zmotoceai puțin și gata. Da, exact. Da. Ne-am deschis și noi un business de genul ăsta după 2 luni de zile. Am considerat că ni se potrivește pentru că noi nu suntem mari iubitori de animale și de 7 ani în continuu facem și treaba asta pe lângă altele. Lumea vă poate găsi pe YouTube chiar așa, România la New York? Da. Și pe Instagram, pe toate rețelele de socializare suntem Român la New York. Și pe Instagram și pe Facebook. Știu că aveți și 2 copii, nu? Da, avem 2 băieței, unul de 4 ani și jumătate, Alexander James, noi îl strigăm AJ, și un alt băiețel de 7 săptămâni, îl cheamă Aiden. Amândoi s-au născut aici, sunt americani, să le spunem așa. Am văzut că domnul Trump a zis că ar fi interesant de încercat dezinfectantul și pe interior, adică să bem ceva sau să... Da. Da, e o chestie care a creat o întreagă nebunie acolo. Am citit niște articole cum că ar fi fost oameni pe teritoriul Statelor Unite care au luat în serios și chiar au încercat să bea clor. Medicii au ieșit la înaintare și au spus să nu urmeze nimeni acest sfat pentru că e foarte periculos. E ridicol, da, într-adevăr, nu poți să spui așa ceva, dar s-a întâmplat și asta este.
Da, important e, dragi telespectatori, dacă vă uitați la noi, nu beți clor. Nu încercați cu dezinfectantul, că nu ajută. Da, nu ajută. Da, la voi parcurile nu sunt închise, nu? Parcurile pentru copii sunt închise, nu, și parcurile în care se face sport sau terenurile de basket, tenis, acelea sunt închise. Este interzis orice joc care ar implica mai multe persoane să stea la un loc. Dacă poliția vede vreun meci de basket, ceva, intervine și împrăștie pe toată lumea. În schimb, parcurile sunt deschise pentru a ne plimba. Toate aleile sunt mari, există și sunt destul de aglomerate parcurile, să fim sinceri. Când este vreme frumoasă, e foarte greu să păstrezi o distanță socială pentru că toată lumea este în parc. Da, voi ați văzut acolo cazuri, cei care jucau basket, venea poliția și le lua mingea, le spărgea mingea cu cuțitul. Așa aveam eu vecină la Târgu Jiu, păstărea mingea la ei, lua mingea aia de 35 de lei, știi? Da. Pam! Băga cuțitul, la revedere. Nu, am văzut aici, de obicei, în parcurile mari, sunt parcurile de joacă pentru copii care sunt închise, porțile sunt închise și alături sunt parcurile, sunt terenuri de basket, volei, fotbal și mai sunt oameni care mai sar gardul și mai joacă un basket singur sau în echipă și, într-adevăr, poliția este multă, umblă pe străzi și se opresc și le spun frumos să părăsească parcul că este interzis de lege. Poliția merge pe prevenție, nu se dau amenzi foarte, foarte mari, doar prevenție în general. Vreți să salutați pe cineva din țară? E un moment când putem astăzi să facem împreună acest lucru pentru românii noștri din New York. Lăsăm cale liberă cu românii din țară. Da, am dorit să salutăm toată comunitatea noastră de români. Și nu numai, am dorit să vă mulțumim tuturor care ne urmăriți, că sunteți alături de noi. Și cei care nu ne urmăriți, vă rugăm veniți la noi pe canal, Român la New York se numește, aruncați o privire și dacă vă place ce vedeți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe. Am înțeles. Mulțumim. Că vreți să-i salutați și pe cei din Brăila. Pe cei din Brăila, pe cei din Galați, pe toată lumea din România care ne urmăresc. Noi suntem din Galați și pe brăileni, da, de ce nu? Pe toată lumea. Noi nu suntem gen de persoane care să facem distinție cine e moldovean, cine e din Cluj. Dar știu că există această rivalitate între galați și între gălățeni, exact, și brăileni. Da. Noi salutăm și pe brăileni. Mulțumim mult de tot, aveți grijă de voi. Cât e ceasul acum la New York? 9 și 10. Hai, bă, duceți-vă și culcați-vă la loc. V-am trezit așa de dimineață. S-au trezit copiii, de obicei dormeau la ora asta, dar cred că au simțit că... Avem emoții și s-au trezit și ei odată cu noi la 6 dimineața și suntem cu ochii așa de atunci. Mulțumim frumos, Cătălin! Mulțumim! Aveți grijă, Român la New York, căutați-i pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, niște oameni senzaționali.